Bine v-am găsit review-ul smartphone-ului Poco M3, avem de face cu un device foarte accesibil, cu un raport calitate-preț excelent, costă aproximativ 650 de lei. Este un smartphone cu un display de 6,53 inch, cu un sistem triple camera pe partea din spate. Un alt atu foarte important al lui Poco M3 este bateria, are o capacitate de 6000 mAh. În cutie avem și un încărcător ultra rapid de 22,5W, încărcarea se face la 18W. Se face rapid, iar smartphone-ul rezistă 2 zile sau 2 zile și jumătate în condiții de utilizare medie. Avem de face cu un device care nu trebuie încărcat peste noapte. Acum haideți să privim de aproape smartphone-ul și să observăm principalele elemente de design. Apoi să discutăm despre aplicații și despre cum se comportă Poco M3 în tot felul de jocuri și aplicații. Pe partea din față avem display-ul cu diagonală de 6,53 inch și rezoluție 1080x2340 pixeli. Este protejat de Corning Gorilla Glass 3. Pe partea dreaptă avem butonul Power care include și un senzor pentru amprente, un senzor foarte rapid. Bineînțeles că putem să deblocăm telefonul și cu ajutorul recunoașterii faciale. Tot pe partea dreaptă avem și butoanele pentru volum. Pe partea din spate se află cele 3 camere foto. Camera foto principală realizează fotografii cu rezoluția de 48 de megapixeli, mai avem și 2 senzori, unul macro de 2 megapixeli și unul pentru adâncime de 2 megapixeli. Putem realiza fotografii macro și fotografii de tip bokeh cu ajutorul celor 2 senzori. Pe partea din față avem o cameră pentru selfie-uri de 8 megapixeli, o cameră decentă. Acum fac un selfie. Voi reveni la camerele foto mai târziu, acum haideți să discutăm despre partea din spate, care este acoperită de plastic, un plastic mat, rezistent. În partea de sus avem inscripția Poco și un plastic rucios. Aici putem să spunem că se vor vedea amprentele, însă pe partea de jos nici vorbă. Plasticul este foarte mat și foarte ok. Designul este unul compact. Îmi place foarte mult designul telefonului. Este ușor de ținut în mână, deși are o greutate de 198 de grame. În partea de jos avem microfonul, portul USB Type-C și difuzorul, iar pe partea stângă se află sloturile pentru cartelele SIM și carduri microSD. Smartphone-ul folosește procesorul Qualcomm Snapdragon 662. Avem și 4 GB de memorie RAM, iar memoria internă poate fi de 64 sau de 128 GB. Smartphone-ul se mișcă bine în meniuri. Nu avem parte de întârziere. Și acum să vedem că de repede se încarcă un joc fără cerințe prea mari de sistem, Angry Birds 2. Cu această ocazie veți asculta și cât de puternic este redat sunetul de către difuzorul aflat în partea de jos a smartphone-ului. Sunul este dat la maxim. Jocul s-a încărcat repede. Sunul se aude ok. Ecranul afișează culorile foarte bine din punctul meu de vedere. Acum voi intra și în PUBG să vedem cum urmează PUBG, un smartphone care are un preț de entry-level, însă are dotări de smartphone mid-range. Am intrat în PUBG. Jocul urmează ok pentru un smartphone care are, după cum spuneam, prețul unui device entry-level. După cum spuneam, pe partea din spate avem 3 camere foto, un senzor wide de 48 de megapixeli și 2 senzori pentru adâncime și pentru macro de câte 2 megapixeli.
Voi realiza câteva fotografii. Aceasta este o fotografie normală. Apoi voi comuta pe modul 48 de megapixeli. În acest caz, rezoluția este foarte ok. Putem să realizăm și fotografii de peisaj sau portrete pe care să le postăm pe rețelele sociale. Avem la dispoziție mai multe moduri de fotografiere, modul Pro. Aici putem seta toți parametrii de fotografiere. Video, filmează Full HD, fotografie. Aici putem seta High Dynamic Range. Putem să setăm blitz-uri, precum și mai multe filtre, dar și funcții de înfrumusețare. Avem modul portret. Putem seta deschiderea diafragmei. Și mai multe moduri, noapte, 48 de megapixeli, v-am arătat mai înainte, videoclip scurt, panoramă, documente, mișcare cu întâlnitorul și interval timp. Și putem și edita care dintre funcții să apară pe ecranul de început. Este foarte simplu. În ceea ce privește navigarea pe internet, Poco M3 se descurcă foarte bine. Încarcă repede clipurile de pe YouTube, de exemplu. Ești în pană de idei pentru proiectul casei tale, dar nu știi de unde să începi? Showroom-ul Piatra Online. 20 mAh, iar camera foto principală. Sunetul se aude foarte clar. Imagini cu rezoluția de 64 de megapixeli. Videoclipurile pot fi realizate la rezoluție 4K. În concluzie, Poco M3 este un smartphone cu un raport calitate-preț excelent. Vi recomand cu încredere. Aștept părerile voastre despre acest device și vă invit să ne recomand și alte gadget-uri Poco pentru teste.